Astăzi este celebrată Ziua Mondială a Televiziunii. Filmările reporterilor sau munca din redacție sunt deseori pline de peripeții și momente inedite. Această zi este un bun prilej să difuzăm câteva momente din culisele celor care zilnic aduc știrile în casele dumneavoastră. Deși ne dorim excelența, uneori oboseala sau emoțiile își spun cuvântul. Aceștia vor merge în urna de vot. Ei, urna de vot. Cornul numit și arbustul de aur al tom... Salariile care vor ajunge estimativ la aproximativ 9... La estimativ aproximativ. 2-3 întrebări. Vă rog. A? Și să merg spre tine? 1-2, 1-2. Cifrele arată că din cei 220... Nu mă pot mobiliza, pot să opresc. Cultura au fost mistuite de flăcări, iar și cel mai probabil și cu mine. La această intersecție, candidații, încă o dată! Iar ministrul de externe al... Nu pot să cred. Inedite sunt și întâlnirile cu oamenii. Părerile lor diverse contează, iar unele răspunsuri pot suna cam așa. Cât de greu, nu știu, căldura asta o suportați, cât e de complicat este și cât e de nevoios. Eu pot să mă transfigurez în orice spațiu temporal sau o cadru fizic omniprezent. Ce așteptări aveți de la viitorul primar? Să ne... O, stai că îngheați femeia afară, măi, oameni buni. Chiar dacă fiecare zi e diferită pentru reporterii de la știri, sunt cuvinte și expresii pe care le utilizează mereu, la filmări sau în redacție. Să aflăm chiar de la ei care sunt acestea. Cred că este cuvântul hai sau în combinație hai mai repede și le spun atât operatorilor cât și montatorilor. Iar atunci când nu ne reușește din prima să filmăm ceea ce vrem, spunem nu, nu-mi place, hai reluăm sau hai încă o dată. Iar la filmări asta pot confirma și cameramanii, cel mai frecvent cuvânt, mai bine spus, expresie pe care o folosesc este să facem ceva mai ingenios și mai neobișnuit. Pornim! Vehiculele blindate nu sunt noi, dar sunt într-o stare perfectă de funcționare. Eu cred că am o poezie pe care o folosesc în fiecare zi. Haideți mai repede, ne concentrăm un pic, hai cu știrile sau n-am știri, ce dau în jurnal. Expresia care, cu părere de rău pentru colegii mei de aici în redacție, m-a făcut să pufnesc în râs. Celebra expresie pentru mine, autoritățile au luat apă în gură. Chestie care în România nu are absolut niciun sens. Cert este că în fiecare zi încercăm să ne facem munca cu pasiune și dorința de a informa corect. 21 noiembrie a fost proclamată Ziua Mondială a Televiziunii de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1996.